Cele mai reușite trei creații premiate în cadrul campaniei Culori pentru viitoarele flori derulată de Primăria Alba Iulia au fost alese de un juriu format din elevi de la Liceul de Arte Regina Maria. Astfel, pentru cele mai frumoase vase decorate, bicicletele puse în joc în cadrul concursului au fost câștigate de Arion Ana Maria de la grădinița numărul 11 din Alba Iulia, respectiv de Denisa Botariu, eleva Liceului de Arte Regina Maria. Un premiu special, constând într-o tabletă, a primit și Gabriela Munteanu de la Școala Generală Mihai Eminescu. Tot ce vedeți aici sunt de la ei. Noi ne-am ocupat, am cumpărat vopselele, am adus juriul de la Liceul de Artă, tot niște copii, dar copii mai mari decât cei care au pictat. Iată câți au fost, câți s-au străduit, s-a jurizat, s-au dat 4 premii, premiul 1, premiul 2, nu 3 premii, și premiul 3, o tabletă, o bicicletă mai mică și o bicicletă mai mare. Mă bucur foarte mult că sunt 3 copii care au primit aceste premii. Cred că asta o să-i facă și pe ceilalți să deseneze un pic mai frumos. Jurizarea, v-am spus încă o dată, am ținut foarte mult să o facă copiii de la Liceul de Artă și ei au făcut-o. Câștigătorii și-au primit premiile, sunt bucuroși, sper să învețe să meargă cu bicicleta și să se bucure de premii. Nu ne oprim aici, vrem să facem în continuare asemenea acțiuni pentru că avem material, avem copii foarte talentați și să știți că ceea ce ne costă este foarte puțin, însă rezultatele sunt deosebite. De asemenea, tuturor copiilor care prin inspirație, talent și dăruire au făcut posibilă campania Culori pentru viitoarele flori, li s-au acordat diplome cu titlul de diplomat oficial în cealaltă capitală, Alba Iulia. Eu am pictat un iepuraș de Paște și dar nu chiar am câștigat locul 1, 2 sau 3, dar mă bucur că am participat. Cum ți s-a părut activitatea? Păi, cam grea. Grea, dar frumoasă. Da. Campania Culori pentru viitoarele flori s-a derulat în perioada 2-7 aprilie, fiind decorate circa 2000 de ghivece de către copii de la școli și grădinițe din Alba Iulia.